Salut, perbeci! Voi face citirea pentru luna plină din Capricorn. O lună plină care se perfectează în data de 3 iulie, la ora 14:39, în 11 grade și 19 minute, Capricorn. Pentru voi înseamnă o casă carierei, a menirii voastre, a faptului dacă sunteți, eu știu, mulțumiți sau nu, de ceea ce ați reușit să faceți în viață sau unde vă aflați în viață. Poate că unii vă doriți reușite sociale sau profesionale sau reușite în familie. Deci aici trebuie să vedeți și acest lucru o să vă arate această lună plină cu un aspect tensionat numai al lui Venus, dar și al lui Jupiter. Dar Jupiter are mai multe aspecte, adică cel puțin luna plină și soarele au aspecte benefice. Haideți să vedem, da, ce spune tarotul ermetic despre această lună plină pentru voi, berbeci. Cred că eu le-am amestecat și au fost, da, nu? Așa a fost. Așa a fost, deci asta este 7 de spade. Putea spune că sunt niște dificultăți legate de niște înscrisuri falsificate. S-ar putea ca această lună plină să vă aducă în lumină aspecte secrete, lucruri ascunse. Capricornul nu prea are lucruri ascunse, Capricornul muncește foarte mult, dar este o persoană. Deci ne gândim la aspectele pe care le-ar primi luna, acelea de mai puține emoții, o mascare a emoțiilor și totuși aceste lucruri înscrise falsificate. Haideți să vedem ce spune. Ia uitați, o lună, un 5 de spade și un 7 de cupe. Și aici am putea spune că pentru voi aspectul este în primul rând dat de viața grea, deci venirea voastră a fost, poate sau poate nu, să aveți o viață grea. Aspecte destul de urâte. Persoane care v-au bârfit, persoane care v-au lingușit, v-au mințit, v-au întins tot felul de capcane, persoane care au fost nepăsătoare, nu le-a interesat de soarta voastră, dar s-ar părea că sfatul la această situație, fiindcă este un sfat pe care îl primiți, este să fiți atenți, să observați și să acționați în consecință. Aici aveți o ceartă, o persoană care vine și vă spune ceva, vă aruncă ceva și voi care sunteți berbeci, s-ar părea că ați acumulat foarte multe din partea acestei persoane, fiindcă nu apare de pomană, și voi îi veți spune cam tot ce aveți de spus, deci va fi o discuție, o ceartă care Venus în Vărsător, care nu va mai lăsa loc de împăcare. Dar aveți și un 7 de cupe, unde am putea spune riscați niște amăgiri, riscați să vă amăgiți, să vă păcăliți singuri.
Sau acest lucru l-ați și făcut și acum vedeți rezultatele acestei amăgiri, vedeți rezultatele că aceste persoane au ascuns lucruri și cam acesta ar fi aspectul. Deci nu este o lună plină care să vă releve ceva benefic. Haideți să vedem ce spun și runele. Destul de multe. Aceste rune eu le-am luat de la o firmă care chiar le-a lucrat. Deci am putea spune, știți că ele se lucrează în anumite condiții, nu sunt jlefuite. Sunt tot legate de fazele lunii. Acesta așa îl lăsăm cum este, ăsta este așa, să vedem ce-o fi sub ăsta, sunt niște aspecte mai bune. Acum să le așezăm, deci ăsta. Ăsta și cele două care sunt benefice. Am să le pun puțin mai jos, astfel încât să aduc și cărțile înapoi. Da. Ăsta nu era căzut într-o formă benefică. Deci, uitați și cărțile, așa cum au căzut. Bun, să începem. Persoane care s-au implicat în viața voastră. Este o rună răsturnată, o rună care arată că în viața voastră s-au implicat niște persoane care chiar puteau să nu facă acest lucru, dar l-au făcut probabil mai mult din distracție, din răutate. Alături de o femeie, o femeie intrigantă, o femeie care este o energie feminină care a încercat să vă facă rău, să vă fure, să vă mintă, să vă aducă în puterea ei, să vă trădeze. O femeie care, am putea spune, s-a folosit de faptul că voi nu v-ați utilizat intuiția, voi nu ați fost, să zicem, avizați, nu ați avut nicio atitudine, ați considerat că este o parteneră de viață sau o prietenă. Și aici reprezintă un furt. Deci v-au furat. Deci acest lucru arată și o relație care este pierdută, poate această relație, poate și celelalte relații, dar poate să reprezinte și o pierdere, un furt. Este vorba de pierderea muncii voastre, fiindcă este răsturnată această rună. Tot timpul ați fost v-ați lovit de blocaje, blocaje care au fost aduse în viața voastră de aceste persoane care s-au tot implicat în viața voastră și v-au adus aceste blocaje, astfel încât orice acțiune ați fi început se lovea de o fărâmițare a acestei grindina. Asta înseamnă grindina. Totuși, aici aveți o rună care arată că dacă voi v-ați păstrat dreptatea, adevărul, ați fost fermi în această atitudine legată de dreptate și de adevăr, veți primi în final o răsplată din partea divină. Fiindcă aici, uitați-vă, aveți două rune foarte bune. Una arată daruri, daruri materiale, daruri sentimentale, sănătate, vitalitate, energie, iar cealaltă arată o schimbare rapidă în viața voastră. Ceva va veni ca o piatră de hotar și va zice, este momentul să transformăm această situație negativă într-o situație benefică pentru voi, fiindcă voi, prin atitudinea voastră,
dreptate, adevăr, corectitudine, fermitate, ați atras bunăvoința cerului și aveți această răsplată. Răsplata voastră este să corectați această situație și să puteți să mergeți mai departe, să vă schimbați viața într-un mod, cum să spun, radical. Adică dacă până acum mergeați într-o direcție, de acum încolo veți merge într-o direcție cu totul opusă. Adică viața voastră va lua o întorsătură. Odată cu relații, odată cu apariția unei relații, odată cu apariția unor evenimente în viața voastră, totul se va schimba. Deci iată că va fi o lună plină care va aduce o schimbare benefică și aceasta poate să fie exact această ceartă pe care o aveți, ceartă care poate să vă pulbere aceste iluzii pe care voi vi le-ați format singuri. Eu vă doresc numai bine și dacă vă ajută sau dacă v-a plăcut această citire, puteți să dați un like sau să vă abonați pentru a primi și restul citirilor. Vă mulțumesc și nu uitați că va urma oroscopul cu o detaliere a situației evenimentului.